regăsiți. Am avut o săptămână groaznică, nu vreau să deschid subiectul. Vreau să fie subiectul ăsta închis, pentru că nu vreau să îl reiau din nou. Iar acum vreau să vă arăt, dragilor, un mic haul de la Pepco, pentru că să spun și motivul, pentru că am căutat lui Nicolas în mare parte un tricouaș verde, pentru că are un fel de tabără, un serbare în natură, în vegetație, să zic așa. Și m-am gândit că tot a fost, s-a scos subiect, ca să zic așa, despre îmbrăcăminte cu tricou verde. Și am zis astăzi, hai să fie, merg, mă interesez, mă uit să văd ce și cum. Am fost, m-am interesat, mi-a plăcut și am luat. Așa că haideți să vă arăt mai departe despre ce și cum este vorba. Am gâtul cam uscat. Așa, pe primul loc hai să spunem că se putea să nu iau eu așa ceva. Pe așa am dat 6.50. Azurul se joacă, dacă mă întrebați ce se, de ce se aude el așa. Se joacă. Așa, după care am găsit, trebuia să iau pe nevine și n-am găsit pentru băieții și erau ultimele două bucăți. Le-am luat așa, n-am avut un cotron. Cât a fost? La 2 lei, mi se pare. Uitați un pic să vă... La 2 lei. Se vede? Nu știu dacă se vede pe cameră, dar eu zic că s-a văzut. Pentru că sunt obligată să le iau și pe Albert în mare măsură, după mine. Și după Nicolas, pentru că n-am cu cine să-l las acasă. Și acum hai să trecem la vestimentație. Oi, mama. Am luat două perechi așa de pantaloni, nu știu, mi s-au părut așa scurți. Mi s-au părut foarte wow, că ne-am dat 13 lei pe ei. Ia uitați, acolo ne scrie Ron. Ăștia i-am luat de 5-6 pe Nicolas, știți, e solid. Și ia uitați ce tricou, așa am găsit un verde mai așa, mai așa, nu știu, pe cât am dat pe el, vreo 18 lei, da, 18 lei, am luat 5-6 lei, tot așa, pentru că el este un pic mai, știți și voi cum este situația, pe care n-am putut, ca să zic, că nu i-am luat și lui Albert ceva, bine că două perechi referitor și lui Albert, și mi se pare că tot 5-6 lei, da. Care e tot așa, au costat 13 lei. Iar aici am luat 4-5 ani, pentru că Albert este un pic mai slăbuț în astfel de situație, în talia asta, partea de sus, ca să zic, cât am dat 8,50 lei, ia uitați. Și i-am luat o mărime 110, pentru că el cum este slăbuț și așa, am zis să nu e nici mare, nici larg, nici... Și efectiv toate astea de la Pepco m-a costat 63 de 60 de bani. Deci nu am dat mult. Efectiv, eu am mai fost într-un magazin care m-am uitat așa în mare parte după niște sandăluțe, dar o să iau și sandăluțele, nu știu când, dar o să le iau. Așa că acum vreau să vă spun că am arătat ceva. Mi-am luat un situație de asta, nu vreau să mai arăt, pentru că mă simt eu un pic mai jenantă și nu-mi place să arăt în mare parte chestiile astea, care efectiv am dat în jur de 20 lei, dacă merg, nu 18 lei. Mi-am luat pentru că, efectiv, mi se pare mie că am mai pus un pic pe mine, nu știu, orică am pus, orică am... S-a scăzut de pe mine, nu știu, aici nu pot să spun în mare. Și acum nu știu ce să vă mai explic în mare despre... A, da, și în legătură cu observarea în natură, în aer liber la pădure. Da, au... mi s-a spus...
de pălărioare, dar efectiv eu n-am mai luat pălării pentru că au șapculițe, bine, le-au amândoi la fel, au șapculițe și am zis să nu le mai cumpăr pălărie pentru că au și pălărie în mare, deci am ce să le pun și în cap. Nu pot să spun că nu am, am. Așa că ne revedem imediat să vă arăt cum ce îmbrăcăminte am pe mine. Pentru că trebuie să-l duc și pe Albert. Stați că nu știu cum să-l așez. Și... că nu stă trepiedul ăsta deloc. Și cam așa sunt îmbrăcată. Iar nu știu dacă să-mi las părul așa sau nu. În schimb, am ochelarii ăștia care nu știu dacă sunt de damă sau nu sunt de damă. Eu aș spune că sunt universali. Că nu știu ce să zic. Și am zis să iau cu mine. Să iau cu mine. Doar așa o să-i pun. O să-mi trag și părul după ei. Pentru că nu are rost. Ce frumos îmi stă cu ei, nu? Aș vrea să știu dacă sunt de damă sau nu, să-mi scrieți voi în comentarii. Dar, din păcate, nu sunt sandalele care mi le-am luat eu. Wow, ce frumoase sunt! Și eu care am zis că sunt, dar de fapt, da, pe eu am vrut pe negru. Pentru că le-am luat un mai mic, am zis că oricum o să se lăvească, pentru care e materialul ăsta din... din... Da, acum am să le privesc puțin până nu știu ce și cum. Ia. Chiar eram așa mare curioasă să văd ce și cum. Am zis că hai să văd și eu ce și cum. Eu mi le-am luat mai mult cu el și cu ăsta că am zis că wow, perfect. Super. Ia uitați. Mi-a plăcut el așa cu de aici. Sincer vă spun. Și sunt ușoare, nu sunt grele. Ușoare. Mi-am luat un număr mai mic, am zis că oricum o să se lărgească. Pentru că, da, el astea se vede, se și vede.